So where are we right now? What area is it? So city center. Have I been here? In Chisinau, yes. You were so drunk every time you never remember. I'm staying in this area. Hey, we're here. Thank you for your help. Nice. Working inside, I'm excited to see my mother a lot because I haven't seen her like such a long time and I just want to hug her. My mom is going to be very, very happy seeing Eleanor for the first time. She loves children a lot. And I think she's going to be very, very excited. Am simțit o mare bucurie sufletească când i-am văzut ficiorul meu. Dorul de părinți și de copii este foarte mare. Toată vremea. Când am văzut nepoțica prima dată, este o fetiță drăgălașă și scumpă mie. Hai, fiți sănătoși și bine ați venit la noi. Îmi pare foarte bine că ați venit. Bine ați venit la noi. Cum zici, tăticul, vă așteptăm cât mai des, măcar și de 3 ori în an. În general, trebuie să facem nuntă, dar a să întrebească și nănaș acolo. Și noi vrem ca voi să fiți nașii noștri. La nunta asta care... De că asta iar e surpriză. Da. Surpriză, dar surpriză plăcută, da? Nu, da. Este așa ceva. Încă o nuntă de asta. E tot e responsabilitate serioasă. So what does it mean to be a godfather or a godparent? So a godfather means that you have to participate in the wedding a lot and you know, like organizing. Really? Yeah, it's very serious over here. So I'm asking them to be there for us. During life, it's like the second parent. You're like counseling them and... okay. This is our tradition. Because we are doing a traditional Moldavian wedding, it has to have a godfather. It is a very high responsibility for us, and it is also a blessing for them. And during this, we will try to help them, not just on this wedding, but during life, because a godfather is a person who gives them good advice.